Și este gol! Gol înscris de Mârzlia din această lovitură de colț. Mârzlia punctează, dacă nu mă șel, la primul corner pentru Dinamo. Face voluntare, a avut vreo 10 și n-a reușit să înscrie. 2-1, Dinamo revine la conducere. Au fost două lovituri libere din care n-a ieșit nimic. Iată, se înscrie din acest corner Mârzlia, dă un gol extrem de important și Dinamo are din nou avantaj. Minge lovită de pe picioare de Mârzliac, a păruse acolo să dea cu capul și Pulici. Igor Armaș cam pe nicăieri acolo și el surprins de mișcarea adversarilor săi în teren. Mârzliac face așadar 2-1 pentru Dinamo.